O carte pe zi cu Valentin Protopopescu. Spațiul spiritual nipon este unul de o complexitate amețitoare. Mai nimic din ceea ce este familiar, logic și previzibil pentru un european în particular sau pentru un occidental în general nu rimează cu ceea ce există în sistemul intelectual și religios japonez. Lucrurile sunt radical diferite, iar conceptele și așteptările noastre culturale se văd contrazise la tot pasul. Este ca și cum natura umană, mereu aceeași, a ales să se răstoarne, primind specificații radical altele, tocmai pentru a-și confirma perenitatea și regularitatea. Japonia, spațiul cultural care nu seamănă cu nimic, este tocmai oglinda măreției și creativității omenești, doar că la superlativ, iar nimic nu exemplifică mai bine extrema originalitate a gândirii și ființei nipone decât sistemul credințelor religioase. Extrem de ciudat, în țara soarelui răsare, ceea ce mult timp a fost considerat drept religie de stat și credință tradițională, nu are un temei revelat. Din acest punct de vedere, până și ideea de sistem al credințelor religioase este dificil de înțeles. De aceea, lipsită de texte sacre, religia Shinto nu are parte de excelența unei origini quasi-divine. Nimeni dintre zei nu a comunicat niponilor antici mesajul dreptei credințe, după cum niciun scrib japonez nu a consemnat în scris primele ziceri sacre Shinto. Așa se face că shintoismul este întemeiat pe un corpus doctrinar relativ tardiv, abia după ce vechii niponi au împrumutat de la chinezi scrierea ideogramatică. Dar chiar și așa, există totuși câteva texte sacre care toate mărturisesc despre caracterul shintoismului, cum sunt Kojiki, Cartea lucrurilor vechi, Nihon Shoki, Nihonji, Cronica vechii Japonii și Enjishiki, Preceptele erei Enji. Asemenea fundamentale scrieri au primit o foarte inspirată echivalare în limba română grație efortului Monicăi Medeleanu, iar tălmăcirea lor a prins corp de carte în cadrul editurii Herald din București. Amatorii de niponism și de inițiere în sofisticata cultură a pământului de la soare răsare au găsit în volumul citat o incomensurabilă bogăție de tâlcuri, precepte, descrieri, evocări, concepte, metafore, imagini, personaje și împrejurări care, toate, configurează, poate, cea mai fidelă imagine a unui suflet religios enorm de sofisticat. Așa cum reiese din toate aceste texte sacre, shintoismul este un politeism care glorifică ritualic o mulțime de zei mărunți și locali, numiți kami, deși există și câteva divinități ce întrupează fenomene naturale sau cosmice, cum sunt Amaterasu, zeița soarelui sau muntele sfânt Fuji. În esență, Shinto este un sistem de credințe animist, care însă a coexistat armonios în Japonia cu riturile și arhetipurile budiste, dând mărturie despre caracterul sincretic al gândirii nipone și mai cu seamă despre teribila ei poeticitate.